Bună dimineața! Astăzi facem un nou vlog pentru că mergem într-o destinație excelentă pentru basket. Mă duc acum să mă întâlnesc cu companionii mei de drum, cu Alex și cu Dan, și o să facem vlog, o să vă ținem la curent pentru că astăzi mergem la Belgrad, la Partizan cu Anadolu Efes și sigur o să fie super tare. După cum vedeți, învăț, țin telefonul mai sus, că mi-au spus. Mulți dintre voi mi-ați scris, ține telefonul mai sus, așa că iată că îl țin, ca să vedeți că învăț. Bine, ne auzim! Neața din nou! Suntem pe drum spre Belgrad, aici cu Alex. Zi, Alex. Suntem pregătiți, eu vreau să mergem la Oradea, dar... Dar... Nu s-a întâmplat. Atât s-a putut. Aici, dar... Mai momentul, vezi că Borș 2 e tăiat. Vezi că și s-a lăut drum. E bun. Da, deci mergem la Belgrad, vrem să vedem Partizan Belgrad, pe domnul Obradovic. Pe drum spre Belgrad, dar basketul nu se oprește. Ne face munca și în mașină. Aici, da, oricum cum conduce Alex, pe stadion. Nu sunt probleme de la, de la scrie. Am plecat de 4 ore și am ajuns la graniță. Sperăm ca grănicerii să fie fan Partizan, că altfel am încurcat-o. Bă, oameni, uitați, am ajuns la Stark Arena, unde joacă Partizan de seară, direct teren de basket, ce să mai zici, mă, țară de basket. Tribuna a fost aici. Arată, uite, tribuna goală, deocamdată, dar vei și noi. Deocamdată, că nu afla că încă am ajuns, știi? De seară mare, turneu de 3-3 aici. Scoate mingea imediat. Uitați aici, Stark Arena, aici e fan shop-ul lui Partizan. Am făcut cumpărături, au o grămadă de tricouri și maieuri șmechere. Avem jucători și au luat un jucător nou. Hai, hai, hai! Alexa, Alexa! Excelent! Alexa, câteva cuvinte înainte de meciul de seară. Sunt pregătit, sper să batem turcii ca la rovine. Că nu noi am bătut, România a bătut, nu contează. E ok. Adevărat, subscriu. E bun, Alexa, pe glume. Da, excelent. Da, foarte bun. Hello, am ajuns la cazare, sunt aici cu Alex și avem tricouri la fel. După cum vedeți, domnul Obradovic, Jelico, marele antrenor al lui Partizan. Trebuia să avem tricou cu el, trebuia, nu? Trebuia. Că poate la an îmi pleacă la Barcelona și nu mai prindem tricou cu el. Că trebuie să mergem de Barcelona, nu mergem cu mașina. Corect. Merge cu vapor. Nu se poate. Bine. Pa! Am ajuns în Belgrad, e extrem de frumos acest oraș, am mâncat o pleșcavița corectă, am băut o cafeluță, ne simțim foarte bine. Să nu uite că avem un prieten. Așa. La Pleșcavița, Republica Pleșcavița, 4.9 pe Google. Exact. Să mergeți. Exact, Dan s-a împrietenit, da, foarte bine. Da, foarte bine cu el. Nu a început cel mai bine relația, dar s-a împrietenit rapid. Știți cum se zice, orice om se moaie. Adevărat. Ca și Pleșcavița. Zic, cum a fost la cafeluță? Mă, foarte bine, foarte bine. Cafeaua nu a avut gust ca Milano de mici chiftele. Ce, Milano la Orsonero nu a fost bine? Nu, la Orsonero a fost bine, restul a fost așa, puțin așa cu nuanțe de mici chiftele. Am înțeles, bine. Da. Hai că încet ne îndreptăm spre evenimentul principal, main event.
Alex, ce înseamnă coșar caschi? Basket. Ho. Terenii clari, teren. Superb. Uitați. Jelim, da, igram, coșar caschi. Ce înseamnă aia? Eu îmi doresc să joc basket. Superb. Și eu. Suntem aici, în fortăreața Belgradului. Băieții sunt extrem de fericiți că au văzut terenuri de basket. Zidane. Cum e? 10 din 10. Alex. Aici. Jucăm mâine aici. Aici jucăm. Aici toate e coș. Că ți imaginezi. Asta e final turul din de cât s-o Bună seara, s-a făcut noapte și mergem la meci, la Partizan Belgrad cu Anadolu Efes în sfârșit. Zi, Alex, cum te simți? Mă simt pregătit. Entuziasmat? Entuziasmat să intru pe teren, să dau tot ce pot. Excelent, Dan. În primul rând, nici nu știam de jucătorul ăsta pe care îl port, dar l-am întrebat pe un localnic, zic eu, care e preferatul tău? Și mi-a dat un american. James Nunnally este acel american. A jucat și la Olimpia Milano, a jucat în mai multe locuri. Este destul de bun. Am ajuns din nou la Stark Arena, se vând alune, se vând tot felul, se vând fulare, așa, mai e acum pe uscătoare, aici e magazin oficial, dar până la magazin oficial mai poți să-ți cumperi de la o grămadă de vânzători ambulanți, senzație. Așa arată platoul arenei Stark, cu mai mult de o oră înainte de începerea meciului. Plin de fan, toți îmbrăcați în echipamentul lui Partizan. Coada aici la shop. Alex iarăși cumpără chestii. Așa e, banii e făcut să fie pus în circulație. Excelent. Unde mă, că se vede bine? Normal! Iuhu! Am ajuns în Stark Arena. Începe să se umple sala, aici Alex. Și-o lua fără loc, știi? Adică el și-o lua bilet, dar i-o venit fără loc, fără stand. Uite aici, cineva l-a rupt de tot. Urât. În schimb, Dan stă și el jos. Stau și eu, la cu loc. Eu nu merg cu nasul. Așa, da. No, așteptăm să intre lumea, să fie spectacol.
Alex, gânduri la pauză. Alexa, Alexa, Alexa. Zi. 9 puncte. El a intrat cu echipa meci. După aia l-a scos. Urât. M-am fi supărat, s-a supărat și el. Asta este. Dan, gânduri la pauza meciului. Se fumează în sală, mă. Bă. Se fumează în foarte sală. Urât. Nu-s de acord. Mă jur. Dar... cred că cel mai curat meci pe care l-am văzut eu live. E mai bun, Alex, așa că e mai bun decât Olimpia Milano cu Barcelona. Câte slam dunk-uri ai văzut? Cred că cel puțin vreo 5, dintre care vreo 3 au fost aliupuri curate. Dar curate. Și Shane Larkin... extraordinar. Bate-l soarele. Gata, meciul. O câștigat Partizan cu 100-90. Nebunie. Ai crezut că se întâmplă ceva? Zi, da. Ce, despre meci? Da. Cel mai bun meci pe care l-am văzut eu la el. Senzațional. Sincer, cel mai bun meci. Așa e? Cei care se uită la vlogul tău să se uite și la ce s-a întâmplat. Atâtea coșuri cu Paul cât la final și momente clași de la Alexa. Incredibil. Zi, Alex. Alexa! Alex! Atât au strigat Alex pentru Alexa încât l-au făcut să dea 30 de puncte. Senzațional meci. Și atmosferă, nu mai zicem, nu? Atmosferă, Alexa. De să ne întoarcem. Să ne facem abonamente pe viață. Ai. Cel puțin. Bună dimineața. De dimineața următoare meciului dintre Partizan și Efes. La rece încercăm să analizăm în mintea noastră și să ne aranjăm informațiile legate de ce s-a întâmplat aseară. Încă ne-am trezit cu cântecele lui Partizan în cap. Zi, Alex, cum ai evalua meciul de ieri? Foarte, foarte emoționant, foarte interesant din punct de vedere al spectacolului din tribune, dar și din teren. Și cred că oricine ar trebui să vină odată măcar să vadă un meci de la Partizan, indiferent că e fan basket sau nu. Ziceai că e cea mai, crezi că e cea mai tare experiență basketbalistică din lume. Exact. De ce? Exact. Pentru ce se întâmplă în tribune, în primul rând, dar și pentru ce se întâmplă pe teren. Ok, dacă o zis Alex, fost jucător, antrenor, a mers în multe locuri, știe ce vorbește, chiar a fost extraordinar. Vă las că mi-e rușine că mă filmez așa. Bună dimineața, a ajuns și Dan. Da, m-am trezit mai târziu. Zi, Dan, cum, acum așa la rece. Așa, cum m-a odihnit. Exact, cum vezi experiența de ieri de la meciul Partizan Belga de Anadolu Efes? Un etalon, să zic așa, un etalon de basket, un etalon de atmosferă și o amintire frumoasă. Zicea ieri că iubești basketul extrem de mult. Da. Pentru un iubitor de basket, ce înseamnă un meci în Stark Arena alături de 20.200 de fani? Chiar vorbeam cu prietenii pe Instagram și zicea o chestie și subscriu ce odată în viață trebuie și după aia pot să mor. Cam așa, cam asta e. Păi să nu murim, să mai mergem la meciul la Belgrad, la Partizan.
mașina te aroce, nu? Derby să mori. Ai, ai, ai. Ai auzit de trei, mă derby să mori. Primul pas pe stadion. Yes! Astăzi mergem la Adidas Next Generation Tournament, un turneu de U18 al Euroligii și avem o misiune specială. Joacă Olimpia Milano și acolo joacă Denis Bădălău din România și la Partizan Belgrad joacă Luca Ileș, tot din România. Așadar, mergem să urmărim doi români jucând la cel mai înalt nivel în Europa, la nivel de juniori. Ce zici, Dani? Ești încântat? Tot timpul am zis și am prezuit jucătorii tineri să țină păclia sus și să fie mai bun decât seniorii, că numai așa putem să creștem, așa că mergem să-i susținem cu sufletul la gură. Adevărat. Alex. Da. Coach, vreau yes. să zic. Ce zici? Ești încântat să vezi meciuri de 18? Suntem pregătiți să vedem spectacol la nivel de copii. Sperăm să fie și ceva fani în tribună și chiar suntem curioși de ce se va întâmpla și cum vor juca românii noștri. Bun. Vă ținem la curent și filmăm din Alexander Nikolić Hall sau Pionier, cea mai celebră sală din Belgrad. Istorie. Hai, Denis. Mă bucur foarte mult că mai sunt și alți juniori în alte țări, cum e Luca la Partizan. Sper că și el își face treaba foarte bine și că prinde minute și sper doar că în câțiva ani de zile o să putem să reprezentăm România la cel mai înalt nivel prin tot ceea ce facem. Eu m-am fost foarte bucuros când m-am văzut cu el. De mult nu ne-am mai văzut, am vorbit cu Bec, el a jucat și el, a stat înainte noastră, a jucat foarte bine. Am fost în sala Alexander Nikolić. Am urmărit două meciuri de basket, Olimpia Milano cu echipa turneului, iar Denis Bădălău a jucat foarte bine, foarte bătăios și a reușit să-și conducă echipa spre victorie. Bună ziua, bună dimineața, a sosit ultima zi a excursiei noastre la Belgrad, plecăm spre casă. Zi, Alex, ce gânduri ai? A fost genial, ne întoarcem în curând aici, poate mă și mut. Deși nu. Salut, Dan, ce faci? Dacă se mută Alex, mă mut și eu, că nu fără el. sunteți triști că plecăm acasă? Mă, triști că plecăm, dar fericiți pentru experiență. Știi cum se zice, că de obicei așa și cu oamenii când vorbești. Dacă lași loc de data viitoare, mai bine decât să te saturi cu datare. După cum observați, Dan tot timpul are vorbe de duc la el. Foarte frumos. Da, o experiență excelentă și ne dorim să o repetăm cât de curând. Și stay tuned că ne întoarcem cu aerul din Timișoara. Yay! Câteva gânduri înainte de ieșirea din Serbia. Idem, Ocuci. Alex ne-a învățat sârbă, paia știe foarte bine. Dan, ne mai întoarcem, dar de data asta la seama ieșim. Vedem.
Red Star Belgrad. Și ca paranteză, să știți că tot vorbim de Steaua Roșie, ieri Denis Bădălău a avut o prestație senzațională împotriva Stelei Roșii în Belgrad. Putem spune că practic el este o stea mai mare, a strălucit mai tare. Adevărat? Așa este. 34 de puncte, 11 recuperări, 5 pase decisive, 38 la eficiență. A jucat doar 25 de minute. Efectiv, fantastic. Vă lăsăm că vine să ne ia buletinele. Ne-ți-i stare țin, ne-ți-i stare țin.